Recent instalat, guvernul condus de social-democratul Marcel Ciolacu a avut și are parte de susținere și din partea minorităților din România. Prezent în emisiunea Hunedoara în direct, deputatul din partea Uniunii Culturale a Rutenilor din România, hunedoreanu Iulius Firțac, a declarat că este un moment important pentru clasa politică din România. Deputatul Uniunii Culturale a Rutenilor din România, Iulius Firțac, este de părere că parte dintre parlamentarii români au dat dovadă de maturitate politică și respectarea de angajamente politice într-un parteneriat realizat între cele mai mari partide politice din România, respectiv PSD și PNL. Este un moment important pentru clasa politică din România, ceea ce s-a întâmplat în Parlament cu instalarea guvernului Ciolacu. De ce este un moment important? Pentru că s-a arătat maturitate politică și respectarea de angajamente politice într-un parteneriat făcut între cele mai mari partide politice. Faptul că prim-ministrul în funcție își prezintă își depune mandatul și tot cabinetul se retrage și se instalează un nou cabinet conform înțelegeri politice este o dovadă de maturitate politică, de înțelegere a importanței acestei alianțe mari, PSD-PNL, pentru echilibru, pentru stabilitatea României, într-un moment în care la nivel internațional, din păcate, vremurile nu sunt atât de liniștite, ba din contră sunt chiar turburi, războiul, inflația, problemele economice, toate fac ca stabilitatea politică să fie foarte importantă. Vă reamintim că la finalul săptămânii trecute, Marcel Ciolacu, liderul PSD la nivel național, a preluat conducerea guvernului, așa cum a fost înțelegerea inițială cu PNL. Astfel, Nicolae Ciucă a predat ștafeta omologului său de la Social-Democrați și Ciolacu fiind ales cu 290 de voturi pentru, au fost 95 împotrivă, niciun vot anulat și nu au existat abțineri.